Dragele mele, vă aștept cu drag pe canalul meu de YouTube să lucrăm împreună. Dragele mele, am revenit cu partea a treia, în care voi face petala numărul 7 și petala numărul 8. Ultimele două petale. Aceasta este petala. Haideți să ne apucăm să o lucrăm. Vom lucra cu Katrina Stanley, da, la fel ca la celelalte petale, cu culoarea CE001, da? Croșeta de 1 mm și începem cu 20 de ochiuri de lanț. Și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de ochiuri de lanț. Și acum o să facem din primele 5 piciorușe mici. Și facem 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe mici. Da? Acum, 5 piciorușe duble trase. 1, 2, fiecare în ochiul lui, da? 3, 4 și 5. 5 piciorușe duble trase. Acum începem cu piciorușele duble. Începem cu piciorușele duble. Și vom face 5 piciorușe duble. Și avem în fiecare ochi, da? 1, în următorul 2, în următorul 3, în următorul 4, și în următorul 5. Da? 5 piciorușe duble. Acum vom face prima noastră dublură, și anume 2 piciorușe duble în același ochi. Facem 1, da? Și încă unul, observați, în același ochi. Da? Deci am 2 piciorușe duble în același ochi și merg mai departe și facem un picioruș dublu în următorul și încă un picioruș dublu în următorul. Și am rămas cu un ochișor în care vom face așa. Un picioruș dublu. Da. Și punem 1, 2, 3 ochiuri de lanț pe care le prindem cu ochi alunecat exact în ochiul acesta. Da? Acum prindem și acest fir în lucru și mergem pe partea cealaltă și facem 1, 2,
trei ochiuri de lan și un picioruș dublu în același ochi. Da? Mergem mai departe în următoarele și vom face două piciorușe duble, separate, da? Fiecare în ochiul lui. Deci, 1 și mergem și îl facem și pe cel de-al doilea în următorul. În felul acesta. Da? Acum observați, pe partea cealaltă avem pereche de două piciorușe duble. Facem și noi acum perechea de două piciorușe duble. 1 și în același ochi, da? Încă unul. Vă arăt imediat. Uitați, da? Acum o să mergem cu cele 5 piciorușe duble. Fiecare în ochiul lui. Acum nu mai avem nicio dublură. Și facem 1. În următorul 2. Da? În următorul 3, observați, da? În următorul avem 4 și în următorul facem pe 5. Da? Acum mergem cu 5 piciorușe duble trase. Și facem 1, 2, 3 4 și 5, da? 5 piciorușe duble trase. Fiecare observați în ochiul lui. Acum mergem cu cele 5 piciorușe mici. 1 2 3 4 și 5. Da? În primul aici facem un ochi alunecat. Și mergem mai departe. Da? Cu rândul următor. Unde vom face așa. Un ochi de lanț. Și lucrăm acum 6 piciorușe mici. Din primul 1, 2, 3, 4 5. Și aici îl voi face pe 6. Deci 6 piciorușe mici. Da? Acum vom merge cu piciorușe duble trase și vom face 5. Fiecare în ochiul lui. Nu facem nicio dublură. 1 2 3 4 și 5. Mergem mai departe și facem piciorușe duble. Și facem 1, da? Și încă unul, uitați, în următorul ochi. Da? În următorul facem un picioruș dublu și încă un picioruș dublu. Și avem prima pereche. Da? Acum, în următorul facem 1 și încă unul fiecare în ochiul lui. Da?
Acum mergem în următorul și facem cea de-a doua pereche. Facem unul și încă unul, observați, în același ochi. Da? Deci avem două în același ochi, este a doua pereche. Mergem mai departe, din următorul facem unul și încă unul în ochiul următor. Mergem în următorul până în cele trei ochiuri de lanț, da? Și facem iar pereche. Un picioruș dublu, da? Și încă unul, observați, în același ochi. Da? Și am iar pereche, cea de-a treia, da? Acum, vreau să vă uitați foarte, foarte bine. Am. Observați. 1, 2, 3. Acesta este ochiul alunecat, da? În primul de aici, în ochiul 3, da? Voi face 3 piciorușe duble în colț, cum ar veni, da? Și fac 1 în același ochi. 2. În același ochi. Da? Se vede 3. Mergem în următorul ochi, în ochiul 2, de la ochiurile de lanț, da? Și facem un picioruș dublu, da? Și tot în același ochi fac un picioruș dublu tras, atenție! Deci trec prin toate un ochișor. Acum aici, în al treilea ochișor, fac un picioruș mic. Mă duc în această gaură de aici și fac un ochi alunecat. Felul acesta. Da? Mergem mai departe. Acum, îmi caut foarte bine ochiurile. Le găsesc, da? Uitați. Aici este capul piciorușului dublu, aici este 1, 2 și 3. Deci acesta este ochiul 3. Intru în el și fac piciorușul mic. Da, o să mai strâng un pic acest ochi. Deci intru în el aici și fac primul picioruș mic. Da? În ochiul 2 iau pe croșetă și voi face piciorușul dublu tras. Merg mai departe, iau pe croșetă în același ochi, voi face piciorușul dublu. Da? Numai că lucrez invers față de partea aceasta. Acum, aici în colț, în cel de-al treilea, voi face 3 piciorușe duble. Am 1, da? În același ochi. Îl voi face pe 2 și în același ochi îl voi face pe 3. Și voi avea cele 3 piciorușe duble, da? Acum, în capul de la piciorușul dublu, da, în ochiul lui, voi face cele 2 piciorușe duble, prima mea pereche. Deci prima pereche de 2 piciorușe duble, da? Acum mergem mai departe. Și facem 2 piciorușe duble, fiecare în ochiul lui. 1 și încă unul în următorul. Da? 2. Acum, în următorul de aici, facem 1 și încă unul în același ochi, avem a doua pereche. Da? Observați. Mergem mai departe și facem în următorul picioruș dublu. În următorul alt picioruș dublu. Iar acum în următorul vom face cea de-a treia pereche. Facem unul, da? Și încă unul în același ochi.
în felul acesta. Da? Acum, în următorul, după ce am făcut ultima pereche, mai fac încă două piciorușe duble, fiecare în ochiul lui. L-am pe primul și mă duc în următorul și îl fac și pe cel de-al doilea. Acum voi avea 5 piciorușe duble trase. Da? Și fac 1, în următorul 2, în următorul 3, în următorul 4 și în următorul voi avea 5. Da? 5 piciorușe duble trase. Uitați-le. Acum merg și voi face cele 6 piciorușe mici. Din următorul număr 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Da? Aici nu lucrez, mă duc aici în primul și fac un ochi alunecat. În felul acesta. Acum, voi lua sârmă de 0,3 mm, da? Vă spun imediat câtă sârmă avem. Avem 35 de centimetri de sârmă pe care o facem în formă de inimioară, da? Felul acesta. Știți cum v-am arătat la celelalte petale, deci nu mai repet pentru că voi deja, dacă ați lucrat petalele, știți cum să o faceți, da? Și acum băgăm prin ochiul nostru firul de sârmă. În felul acesta să putem lucra și o prindem cu piciorușe mici. Așa, am notat și eu centimetri de sârmă ca să știu. Deci am făcut un ochi de lanț și încep și fac piciorușe mici până ajung sus în V-ul de la inimioară, unde vă arăt acolo ce vom face. Dragele mele, vă aștept cu toată dragostea mea să veniți alături de mine pe grupul de Facebook Să croșetăm cu Maria Raluca Ene, unde aștept să văd și eu ce frumoasă mai lucrați voi. Și astăzi, pentru că este sâmbătă, avem o zi de vânzări, da? Tot ce aveți, postați, cine știe, poate cineva este interesat și aveți o comandă sau mai multe, nu se știe niciodată. Și dacă vreți să vă abonați la canalul de YouTube, să știți că mă ajutați foarte mult și pe mine și vă ajutați și pe voi. Pentru că eu de fiecare dată când voi posta un nou tutorial, voi vedeți instantaneu, da? Imediat ce este postat, fetița mea este abonată la canalul meu de YouTube și îi apare imediat pe telefon că am postat un nou tutorial. Și suntem aproape de V. Felul acesta, uitați, facem piciorușe mici, da? Facem și aici
observați, da? Și aici, uitați, aici nu mai facem niciun picior rujimic, mă duc direct în această gaură. Deci nu mă duc, mă duc aici, da? Aici voi face piciorușul alunecat sau ochiul alunecat, cum vreți voi să-i spuneți, da? Și acum mă duc de aici, din piciorușul mic, din capul lui, și fac în continuare piciorușe mici, să prind sârma, da? A fost un pic mai mult de lucrat și mai multe petale la acest bujor, dar vreau să fac un bujor de mai mult timp, de vreo 2 ani de zile. Și am tot amânat până a venit sezonul lui și am putut să desfac o floare și să iau petale cu petale, să mă uit foarte bine la petalele lor. Câte și cum vin prinse și mijlocul, da, și frunzulița de pe spate, și este un proiect mult mai complex. Dar nu este urât, este un proiect frumos, este o floare foarte frumoasă, foarte bogată. Mie mi-aduce aminte de copilărie. Mai am un pic și ajung în capăt. Purcelușul de Guinea se joacă cu dozatorul de apă. Cred că o auziți. Cred că s-a plictisit, vrea un pic de joacă. Aici facem un ochi alunecat și încheiem petala noastră. Uitați, o tragem un pic în felul acesta, o îndreptăm, da? Îndreptăm sârmulițele, tragem de fire, băgăm ochiul peste sârmulițe și facem acest nod aici. Iar acum le îndreptăm și îi dăm de 2-3 ori. Desfacem sârmulițele, băgăm firul și răsucim, da? Pentru fetele începătoare. Aceasta este petala noastră. Da? Și pe aceasta o să o fac cu bricheta. Foarte repede, da? Uitați, da? Aceasta este petala cu numărul 7. Și din acestea vom avea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Deci 10 petale numărul 7. Da? Acum, dragele mele, o să mergem mai departe cu petala numărul 8, ultima petală. Folosim același fir și aceeași croșetă de 1 mm. Și pentru început, dragele mele, facem ochișorul magic, în care scoatem ochiul nostru de lanț și facem 20 de ochiuri de lanț. 1, 2, scuze, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci 20 de ochiuri de lanț. Și începem cu 5 piciorușe mici. 1, 2, 3, 4 și 5. Acum facem 5 piciorușe duble trase. 1, 2, 3, 4 și 5. Da? Acum vom face 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4 și ultimul, 5. Da? Mergem mai departe. În următorul vom face o pereche de două piciorușe duble. Și facem 1, da? Și în același ochi merg și îl fac pe cel de-al doilea. Acum, în următorul, 1 dublu. În următorul, al doilea dublu. Da? În următorul, în ultimul, facem 1 dublu. Punem 3 ochiuri de lanț, 1, 2 și 3 și le prindem cu un ochi alunecat în primul. Aici. Da? Acum, în același ochi, prindem și fierul nostru, da? 1, 2, 3, iau pe croșetă odată și merg tot în primul ochi, tot aici. Se vede, da? Și mai prind încă un picioruș dublu. Da? Merg în următorul, în acesta. De aici. Prind și firul meu. Și fac unul dublu. În următorul, în acesta, da? Fac altul dublu. Acum. Voi prinde în următorul aici. Uitați, am pe partea cealaltă, se vede, două piciorușe duble, da? Voi face și aici două piciorușe duble. Și încă unul, da? În același ochi. Mergem mai departe, acum nu mai avem dubluri. Mergem și facem cele 5 piciorușe duble. Și avem 1, 2, 3, 4, 5. 5 piciorușe duble. Da? Mai departe vom face 5 piciorușe duble trase. 1, 2, 3,
4 și 5. Mici. 1, 2, 3, 4 și 5. Da? Aici în primul, un ochi alunecat. Da? Mergem mai departe acum cu rândul 2. Facem un ochi de lanț și din primul vom face 4 piciorușe mici. 1, 2, 3 și 4. Da? Luăm pe croșetă și mergem mai departe cu piciorușe duble trase și vom face 3. 1 în următorul, 2 în următorul, 3. Da? Acum mergem cu piciorușe duble și vom face iar 3. 1, 2 și 3. Acum, dragele mele, începem să facem piciorușe triple, da? Adică vom lua de două ori pe croșetă. Și începem din următorul și îl facem pe primul. Primul. Și în următorul îl vom face pe cel de-al doilea. Atenție acum! Urmează să facem în următorul o pereche de două piciorușe triple. Facem 1, luăm de două ori pe croșetă și mergem în același ochi și mai facem încă unul. Luăm pe croșetă de două ori, mergem în următorul și facem un picioruș triplu, da? În următorul, al doilea picioruș triplu. În următorul voi face o pereche de două piciorușe triple, cea de-a doua pereche, da? Cu unul și avem o pereche. Cea de-a doua, da? Acum luăm de două ori pe croșetă, mergem în următorul și facem un picioruș triplu. Luăm de două ori pe croșetă, mergem în următorul și facem alt picioruș triplu. Da? Acum, în următorul ochi, voi face iar o pereche de două piciorușe triple. Și vom avea 1 și încă unul în același ochi. Felul acesta. Da? Deci am perechea. Acum vom merge mai departe și vom face în următorul ochi, atenție, 3 piciorușe triple. Deci în acesta fac 1, iau pe croșete de 2 ori și merg în același ochi. Atenție maximă, da? 2. Iau de două ori pe croșetă și merg în același ochi. Și îl fac pe cel de-al treilea. Uitați! Am 3, da? Acum voi merge în următorul. Am cele 3 ochiuri de lanț, da? 1, 2 și 3. Merg în al treilea ochișor de aici, da? În acesta. Și voi face două piciorușe triple în același ochi, da? Vreau să-l iau bine. Felul acesta. Și facem
un picioruș triplu, da? Și în același ochi, uitați, pe cel de-al doilea. Iau de două ori pe croșetă, observați, am făcut în același ochi două, da? Și merg în următorul, în ochiul 2. Se vede, da? Ochiul 2. Și fac un picioruș triplu. Acum iau de câte o dată pe croșetă, merg în același ochi, fac un picioruș dublu, da? Iau pe croșetă, merg în același ochi și fac un picioruș dublu tras. Trec prin toate un ochi, da? În ultimul, în cel de aici, primul ochi, fac un picioruș mic. Acum, aici desfac în felul acesta și mă duc în gaură aici și fac un ochi alunecat. Da? Și acum mă uit foarte bine la ochișoarele mele. Acesta este capul piciorușului dublu. Acesta este cel de-al treilea ochi, acesta este al doilea, acesta este primul. În primul voi face un picioruș mic. Da? Iau pe croșetă în cel de-al doilea, fac un picioruș dublu tras, un picioruș dublu în același ochi, da? Iau de două ori pe croșetă și fac și un picioruș triplu tot în același ochi. Da? Acum mergem mai departe, iau pe croșetă de două ori și merg în ochiul 3, unde fac două piciorușe triple. Am 1, da? Iau de două ori pe croșetă și merg în același ochi 3 și fac alt picioruș triplu. Da? Acum iau pe croșetă de două ori și merg în capul piciorușului dublu anterior și fac aici 1, iau pe croșetă iar în același ochi 2, în același ochi, tot în capul piciorușului, al treilea picioruș triplu. Da? Deci aici am 3 piciorușe triple în același ochi, în capul piciorușului dublu. Da? Acum, iau pe croșetă de două ori și merg în următorul ochi și voi face de data aceasta două piciorușe triple în același ochi. Încă unul în același ochi. Da? Acum mergem mai departe și vom face câte un picioruș triplu. Unu și încă unul în următorul. Da? Observați. Felul acesta. Și acum, pentru că am făcut prima noastră pereche, aceasta este prima pereche de două piciorușe duble, cea de aici, din ochiul acesta. Da? Apoi am separat-o cu două triple, fiecare în ochiul lui. Acum urmează să facem cea de-a doua pereche de două piciorușe triple și avem 1 și îl facem și pe cel de-al doilea în același ochi. Observați, da? Eu am încercat să vă explic cât de bine am putut eu. Unde nu înțelegeți, dragele mele, vă rog să mă întrebați, nu mă supăr, să știți. Mai departe, în următorul facem un picioruș triplu. Iau pe croșetă iar în următorul un picioruș triplu. Da? Acum voi face cea de-a treia pereche de două piciorușe triple și fac unul și încă unul în același ochi. Da? Uitați. Acum
merg în următorul loc și fac un picioruș triplu. Iau și îl fac și pe cel de-al doilea în următorul loc. Da? Și acum începem cu piciorușele duble. Și știm că avem 3. Da? Pe partea cealaltă vom face și aici 3 piciorușe duble. Și facem 1 în următorul ochi, 2 în următorul ochi, 3. Da? Am 3 piciorușe duble. Mai departe facem 3 piciorușe duble trase. Trecem prin toate un ochi, da? 1 în următorul, 2 în următorul, îl fac pe 3. Da? Și acum vom face cele 4 piciorușe mici. 1, 2, 3 și 4. Da? După ce am făcut aceste 4 piciorușe mici, aici în ochiul acesta nu lucrăm, lucrăm în acesta de aici, facem un ochi alunecat. Da? Aceasta este petala noastră. O să luăm sârmă, da? Direct din sol. Eu am pus-o deja în două, dar vă spun imediat câți centimetri are. Are 36 de centimetri luată direct din sol. Este sârma de 0,3 mm. Da? Așa. Am făcut-o în două. Da? Pus-o în două, felul acesta. Iar acum țin de aici. Și o să facem inimioara noastră. Da? Curbat-o în felul acesta. O mai mulez eu în timp ce o să lucrez piciorușele mici. Și băgăm firul nostru de sârmă prin ochi, ușor să nu ne înțepăm, da? Fiind foarte subțire, ne putem răni. Și facem mai departe un ochi de lanț și prindem acum cu piciorușe mici sârma noastră. În fiecare ochișor, până în V, în V-ul de la inimioară, facem numai piciorușe mici. Mergem în felul ăsta mai departe cu piciorușe mici. Pentru că sunt niște petale mai deosebite, ați văzut că am lucrat cu voi pas cu pas. Ca să nu greșiți. Sunt și mai multe. Am ajuns aici în V, observați. Facem piciorușe mici în fiecare ochișor, da? Prindem și sârma noastră. Și acum, după ce am făcut, facem un ochi alunecat exact în V, exact în aceeași gaură, da? În care facem toate ochișoarele alunecate. Acolo mergem și le facem pe toate în aceeași gaură. Și mergem mai departe cu piciorușele noastre mici.
mergem mai departe cu piciorul și mici. Vom face și din aceste petale tot 10 bucăți, da? Deci vom merge tot cu 10 bucăți. O să încerc, dacă am timp astăzi, să vă pun aceste prime 3 părți cu petale și apoi să fac și restul și frunzulița de care cuprinde floarea. Da, avem mai multe frunzulițe, tulpina, asamblarea, dar în continuare o să merg pe asamblarea petalelor, da? Facem floarea și apoi facem frunzulițele. Deci aceasta a fost ultima noastră petală. În felul acesta. Da? Acest bujor mai are niște petale mici pe care eu nu o să le mai lucrez, niște petale mărunte așa, cam după fiecare rând de petale mari vine cât un rând din aceste petale. Eu pe acelea nu o să mai le lucrez, o să fac decât aceste petale mari, da? Deci, ca să știți voi, și din acestea tot 10 petale. Aceasta este ultima noastră petală. Dragele mele, vă aștept cu drag în partea a patra, unde o să facem asamblarea petalelor. Spor la lucru vă doresc!